fost dor de voi după weekendul ăsta. Vineri. Te așteptam acolo, locul a fost gol. Absență motivată. Te credem. Nu te tragem la rost. O nouă săptămână la Luxport Live. Da. Da. Despre ce ne vorbești astăzi? Gaz, metan, media. Mi se pare atât de mișto titulatura asta. Știi rezultatul? Habar n-am, dar sună bine. Gaz, metan, media, CFR Cluj, 0-1. De altfel, toate echipele de la titlu, CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, au câștigat cu același scor, 1-0. Puține goluri în Liga 1. Vorbim de Liga 1 astăzi, la Luxport Live. Un invitat care a avut legătură cu această competiție mulți ani, Gheorghe Chivorchean, fost președinte la cluburi de tradiție, FCM Bacău, Cea Hlou, Piatra Neamț, au dispărut. E de la mine, din oraș. Ai văzut? Salut, da. E o surpriză. E pentru mine, nu? Pe sufletul tău. Ok, vorbim despre, a fost și la Federația Română de Fotbal, discutăm tot ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, ne bucurăm de un weekend în care jucătorii români au marcat în străinătate, Ianis a marcat, Ianis Hagi pentru Rangers, Mihaila, un meci bun cu Parma, Băluța a marcat în Ungaria, Grozava a marcat și el tot în Ungaria. Ne pregătim și de echipa națională, pentru că ușor, ușor, Mirela 2 va începe această campanie și avem nevoie de jucători în formă. Eram foarte interesant. Abia așteptam să povestească despre echipa de fotbal a României care merge la Olimpiadă, data viitoare. Avem timp, până la Olimpiadă mai avem. Hai să ne grăbim. Tu ne urmărești, așa ai văzut ce priceput suntem la sport, da, nu? Da, da. Nu, și începem, suntem bine? Începem pas cu pas să fim și mai buni. Mulțumim tare mult! Mulțumesc eu!